Școala online se prelungește în toată țara până în data de 23 decembrie, adică până la vacanța de iarnă, potrivit unei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, adoptate luni și semnate de premierul demisionar Ludovic Orban, scrie Digi24. Decizia a fost luată la solicitarea Ministerului Educației, adresată CNSU luni, și este motivată de situația epidemiologică, ce continuă să pună presiune pe sistemul medical. Având în vedere evoluția situației epidemiologice la nivelul României până la data de 7 decembrie, luând în considerare creșterea numărului de persoane infectate la nivel național, precum și creșterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, se aprobă prelungirea suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem online pentru perioada 9-23 decembrie 2020, se arată în textul hotărârii CNSU. Menționăm că vacanța de iarnă începe pe 23 decembrie 2020 și se încheie în data de 10 ianuarie 2021.